Măduță între timp se ocupă de ale lui. În ce fază suntem? Am tăiat fructele cu bulețe, dar înainte să tai fructele cu bulețe, am deja aluatul fraged. Este gata, sigur, cu ăsta am început. După ce l-am frământat, nu trebuie frământat foarte mult, cât să se lege ușor de tot, după care trebuie dat obligatoriu la rece circa 30 de minute, timp în care preparăm merele, perele și gutuile tăiate în cubulețe, le preparăm pe foc cu foarte puțin zahăr. Eventual o singură ceașcă de cafea, pentru că prăjitura trebuie să iasă ușor acrișoare, trebuie să simțim aromele fructelor. Foarte important să adăugăm și câteva stafide, pentru că este frumos să fie ușor pestriță. Am ales însă și merișoare pentru a avea două culori diferite, roșu intens de la merișoare deshidratate, dar și stafidele aurii, care bineînțeles au farmecul lor în prăjitură. Puteți adăuga și un strop de scorțișoară, dar nu exagerați, pentru că trebuie să se simtă în profunzime aroma fructelor.